Dragi telespectatori, astăzi sunteți invitați la nuntă. La cea mai grozavă nuntă de pe pământ. Ea e grozavă nu prin decorul sării, nici prin strălucirea și luxul mirilor și nici prin bogăția meniului. Nunta aceasta e cea mai grozavă pentru că printre oaspeți este și Iisus din Nazaret. Nunta în sine e una dintre cele mai sărăcăcioase dintr-o localitate obscură din Galileea. N-au săracii nici amplificatoare de sunet, nici de lumină, n-au nici fotografi, nu sunt nici lansări de porumbei la nunta asta, n-au prevăzut prea bine nici necesarul de băutură la numărul de invitați. Pe scurt, nunta aceasta e în pragul unui fiasco de pomină. Și atunci, de ce vă mai chem și pe dumneavoastră? Ei bine, pentru că nunta aceasta este scena unui miracol prin care jena, rușinea că se fac de râs, e transformată în prestigiu. Marginea dezastrului se întâlnește cu marginea lucrărilor lui Iisus, căci e doar preludiul lucrării publice a Domnului Iisus înainte de a fi bătut gongul inaugural. Și dacă acestea sunt doar marginile căilor sale și numai adierea lor ușoară a ajuns până la noi, cum va fi tunetul lucrărilor lui puternice? Întreabă Iov. Așadar, în Cana din Galileea are loc o nuntă la care a fost invitat și Iisus împreună cu câțiva din ucenicii săi. Maria, mama lui Iisus, era și ea prezentă. La un moment dat a observat un fior de panică răzbătând dinspre slujitori spre gazde. S-a terminat vinul. Fără vin nu e bucurie. Fără bucurie nu ți arde de cântat și de jucat. Fără cântecele mirelui și miresei nu e bucurie și nu e nuntă. Nu e sărbătoare. Cam așa se pune problema, nu? În cartea profetului Ieremia, în capitolul 16, ni se spune că Dumnezeu i-a interzis lui Ieremia să se căsătorească pentru că nunta presupune speranță pentru viitor. Ori vremea în care a trăit Ieremia era o vreme tragică în care Dumnezeu plănuia să pedepsească poporul pentru păcatele sale, spulberându-le viitorul. Așa că, anunță Dumnezeu, vor înceta strigătele de bucurie și strigătele de veselie, cântecele mirelui și cântecele miresei. Această nuntă din Cana Galilei însă, deși în vremuri de austeritate, sub ocupație romană, este o uriașă lecție pentru noi, pentru că demonstrează harul prezenței lui Iisus. Dacă Iisus e prezent, înseamnă că nunta e legitimă. Înseamnă că mirii sunt un bărbat și o femeie, nu doi bărbați. Înseamnă că dragostea și bucuria exprimate prin cântece sunt fapte normale de viață, validate de prezența lui Iisus. El găsește normal să te bucuri și să fii fericit. Pe parcursul lucrării sale publice însă, Iisus dă o semnificație nouă bucuriei și fericirii. Ne revelează că există o sursă de bucurie superioară vinului. Chiar dacă manifestarea acestei bucurii seamănă câteodată cu intoxicația cu alcool, ca în ziua de Rusalii. De data aceasta însă ne aflăm în matricea de gândire și viață a omului natural, care nu concepe bucurie fără vin. De aceea dăm mereu de bucluc, ca și organizatorii nunții din Cana. Maria, mama Domnului, în loc să se facă o antenă de retransmisie a panicii și reproșului, aduce criza la cunoștința lui Iisus în cea mai concisă formă. Nu mai au vin. Răspunsul lui Iisus că această criză nu-l privește și că nu i-a sosit încă ceasul ca să-și arate slava divină, se poate interpreta în multe feluri. Reținem ca principiu validat și de alte ocazii că Iisus împlinește profeția lui Simeon, că el va fi un semn care va stârni împotrivire și că sufletul Mariei va fi străpuns de o sabie
ca să se descopere gândurile multor inimi. Adică afirmațiile lui provoacă, agresează, insultă umanismul nostru implicit. Atunci când el pretinde ca noi să-l iubim mai mult decât ne iubim părinții, soțul, soția, copiii sau chiar propria viață, că altfel nu suntem vrednici de el, ne simțim agresați. Când el pretinde de la noi loialitate superioară legăturilor culturale, naționale sau chiar de sânge, e clar că ne provoacă. Știți, în psihologia socială se vorbește despre analiza tranzacțională. Cum înaintea oricărei tranzacții, înaintea oricărei comunicări, se stabilesc premisele. Cine vorbește, cui vorbește, ce tip de mesaj vrea să transmită și, respectiv, cum percepe receptorul aceste lucruri și în ce măsură acceptă el termenii tranzacției. Altfel, nu poate avea loc tranzacția. Dacă Iisus este un simplu cărturar, un om cu calități deosebite, dar om, atunci pretenția lui este cea mai mare obrăznicie. Niciun om nu are dreptul să rupă relațiile de familie, să perturbe loialitățile consacrate. Dacă însă el este Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul care a venit la noi în trup de om, el nu putea vorbi altfel. De aceea când îi spune Mariei, femeie, ce am eu a face cu tine? El este coerent cu sine însuși. El a spus cu altă ocazie că mama și frații săi sunt cei care fac voia Tatălui său, care este în cer. El a venit ca mântuitor al păcătoșilor, nu ca împărțitor de avere sau ca un restaurator al dreptății sociale. Și totuși, Maria nu se indignează, avea inima smerită, ci crede liniștită. E credința aceea care se bazează pe certitudinea în bunătatea lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu de a restaura demnitatea omului. Credința aceea care stăruiește, care vede dincolo de obstacol, credința aceea care suportă insulte. Ei bine, o astfel de credință și nu legătura de sânge cu el, declanșează miracolul. Iată de ce nu vorbim despre funcția de mijlocitoare a Mariei pentru care avea trecere la Iisus, ci de credința autentică a oricui, inclusiv a unei femei cananeence, în autoritatea divină a lui Iisus, că poate declanșa acțiunea divină. Maria se adresează prin credință ospătarilor. Faceți tot ce vă va spune. Apoi iese din scenă și nu se mai vorbește nimic despre ea, cum nu se vorbește despre numele Mirelui sau al Miresei. Și minunea e cât se poate de simplă, ca apa. Iisus poruncește slugilor să umple niște vase de piatră și ei le-au umplut până sus. Imaginați-vă această tensiune din spatele scenei. Nuntașii nu știu nimic, nu știu nici mirii, doar bieții slujitori, care știau că e apă. Scoateți acum și duceți maestrului de ceremonii, zice Iisus. Reputația mirilor stă sau cade odată cu verdictul maestrului de ceremonii. Iată. Tu ai ținut vinul cel mai bun până acum, la sfârșit. Apa fusese transformată în cel mai bun vin. E adevărat că Dumnezeu transformă apa în tot felul de jusuri, prin combinația de plante, apă, soare și timp. Ce mare lucru era pentru el să sară peste niște etape. Această minune anticipează o schimbare de gândire. Dacă lumea elenistă, cultura umanistă afirmă profită de clipa prezentă că mai târziu nu te așteaptă decât moartea, Iisus, pentru că urmărea să ne ridice privirea spre un orizont mai măreț, anunță prin acest semn că ce e mai bun vine la urmă. Ioan, cel care a consemnat întâmplarea, spune că aceasta a fost începutul semnelor prin care Iisus și-a arătat slava și ucenicii lui au crezut în el. Dacă a fost un semn, înseamnă că poartă o semnificație mai profundă.
termenul slavă este emblema prezenței de spirit. Această slavă, întocmai ca slava singurului născut din Tatăl, este o vitrină a caracterului lui Dumnezeu, a frumuseții și sfințeniei sale. De aceea, apostolul Petru îi mărturisește sutașului roman Corneliu că Iisus umbla din loc în loc și făcea bine și vindeca pe toți. Acest caracter al lui Dumnezeu dorește să ne contamineze și pe noi. De aceea ne curtează cu dragostea Lui și ne induce bucuria Lui. În propovăduirea lui Iisus, vinul este simbolul Duhului Sfânt. El spune că vinul cel nou trebuie păstrat într-un burduf nou, pentru că e viu, fermentează, nu poate fi închistat în forme fixe. Duhul Sfânt este generator de bucurie autentică, nu toxică, nu te îmbată ca vinul din struguri. Duhul Sfânt e sursă de bucurie exuberantă, de căldură, savoare și frumusețe. Bucuria dă peste margini. De aceea zice Ioan Botezătorul, și această bucurie care este a mea este deplină. Trebuie ca el să crească, iar eu să mă micșorez. Ioan, capitolul 3, versetul 30. Da, Iisus ne vorbește în multe rânduri și în multe chipuri ca noi să-i percepem slava, autoritatea divină și să credem că poate face orice zice că va face. Dacă a putut transforma apa în vin, înseamnă că ne poate mântui și sufletul. Înseamnă că poate produce și marea metamorfoză a învierii celor morți. El nu și-a arătat slava ca să se dea în spectacol, ci ca noi să credem că El este Fiul lui Dumnezeu și crezând în El să avem viață veșnică.